De la roșii, ardei, vinete sau dovlecei pentru zacuscă și până la pierstici pentru compoturi, gogoșari pentru murat, femeile își încarcă sacoșele și își golesc portofelele pentru a-și umple cămările. Deși prețurile, spun ele, sunt cam mari pentru veniturile lor, gospodinele încearcă pe cât posibil să-și asigure conservele pentru la iarnă. Mai facem, dar puțin. De ce puțin? Pentru că sunt foarte scumpe. Și avem și o vârstă care nu prea mai mâncăm așa acrituri. Și asta e, pensia e mică. Căutăm să ne încadrăm în toate. Am făcut zacuscă, vinete, ardei capia, copus, acum facem compotul de prune, de toate facem, vine iarna. Acestea au chiar și sfaturi și rețete pe care sunt dispuse să le împărtășească și mai tinerelor gospodine. La 10 kg de gogoșari, așa cum îi cumperi din oraș, 1 kg de zahăr, 350 de sare, se spală, se taie frumos în jumătate, se pune cupa în sus, presar peste zahăr și până a doua zi, lichidul care își lasă, apa care a ieșit din ei și cu un litru de oțet, îi pui în borcan, se țin foarte bine. Producătorii nu sunt însă deloc mulțumiți. Spun că, în comparație cu anii trecuți, vânzările nu prea merg, în ciuda recoltei bogate și a prețurilor mici, chiar dacă sunt dispuși să negocieze. Vânzările, uitați-vă că e piața goală, nici mesele pline nu sunt. Binișor. Nu merge chiar așa bine, dar ne mulțumim. Gospodinele cu cantități mai mari pentru murat? Acum da, a început să ia gogoșari, castraveciori. În piața din Alexandria, prețurile variază în funcție de cât de bine arată legumele, cât de mari și cât de frumoase sunt. Astfel, castraveții cornișon sunt 2 lei kilogramul, gogoșarii 3,50 lei, roșiile au ajuns deja la 3-4 lei pe kilogram, vinetele se vând și ele cu 2,50-3 lei kilogramul, varza românească costă chiar 2 lei kilogramul.